Mărturii cutremurătoare ale victimelor de origine română ale pedofilului Marcus Roth au fost difuzate în exclusivitate de o televiziune germană. Stabilit în România cu 6 ani în urmă, bărbatul se dădea drept instructor de karate pentru a-și racola victimele, iar după ce le câștiga încrederea, le filma și vindea înregistrările pe bani grei în toată lumea. Bărbatul a fost arestat în 2010 la Zalău, dar în 2012 a fost eliberat condiționat. Das Coole daran war, sich zu unterhalten. Markus war ein Freund für uns. Er war sehr großzügig, hat Pizza ausgegeben, war mit uns bowlen. Ich wusste nicht, dass die Filme ins Internet kommen. Uns hat Markus immer gesagt, er würde es nur für seine eigene Erinnerung filmen. În timp ce pentru toată lumea lucrurile sunt foarte clare, adolescentul nu realizează nici acum că a fost o victimă. An la rând a văzut în profesorului de karate un prieten, cel mai bun prieten. Adevărul este că peste 300 de minori, români și ucraineni, i-au căzut victime, spun anchetatorii. Die Justizbeamten haben mir Bilder mit nackten Kindern gezeigt. Ich wollte sie gar nicht sehen, hatte Angst, wollte mir nicht vorstellen, was er mit den Kindern gemacht hat. Femeia spune că nu trece zi fără să se gândească la faptul că și-ar fi putut salva copilul. Marcus Rudolf Roth i-a fost instructor și nu a bănuit nimic nicio clipă. Arestat în 2010 la Zalău, germanul încasa 3.000 de euro pentru fiecare înregistrare cu copiii. Susține însă în continuare că nu a făcut nimic rău. Vom ersten bis zum letzten Tag war der amerikanische Markt immer der dominierende Markt. Das heißt also, die Amerikaner haben so ein Angebot mit weniger Zögerlichkeit angenommen als Europäer, aber verteilt war natürlich das Kundenklientel auf die ganze Welt. Chiar dacă germanul a fost eliberat între timp, dosarul a fost soluționat abia cu 4 luni în urmă. Mai multe celule ale organizației de pedofilie, majoritatea din Canada, au fost destructurate de poliție, iar 341 de persoane din întreaga lume au fost arestate în total, printre ele profesori, medici și antrenori sportivi din 50 de țări.